Proiectul care vizează amenajarea parcului arheologic de lângă primărie poate fi salvat în extremis de administrația constanțeană. Recent, Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor a respins o reclamație a unui ofertant cu privire la atribuirea contractului. Astfel, municipalitatea are mână liberă pentru continuarea proiectului. După cum știți, a fost licitația din iunie, dar a fost o contestație. A fost o firmă din București și în urmă cu 3 zile, Consiliul Național al Contestațiilor a hotărât că aceasta este neîntemeiată. Prin urmare, se va continua procedura. Începerea lucrărilor este însă condiționată de posibilitatea ca firma câștigătoare să cheltuie cât mai mult din banii europeni pentru acest proiect. Lucrările făcute mai târziu de 31 decembrie vor fi suportate din bugetul local. Acum, pentru că s-a întârziat foarte mult, știți că banii aceștia europeni sunt eligibili până la sfârșitul anului. Și cele două firme care au câștigat acest serviciu trebuie să îl execute în proporție de 80%, adică să ne degreveze pe noi cât mai mult de a plăti. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 12 milioane de lei. În urma lucrărilor, parcul își va schimba total înfățișarea. Zona va fi amenajată în stilul Art Nouveau, băncile vor fi înlocuite, aleile vor fi pavate cu granit, iar 10 de arbuști vor înfrumuseța spațiile verzi. De asemenea, vestigii istorice din Muzeul de Arheologie vor fi puse în valoare.